Soarele ăsta ne bate la fereastră și nu ne mai dă pace. E totuși încă iarnă, este februarie, dar primăvara s-a grăbit și îmi pare atât de bine că a venit. Pentru că am așteptat-o cu multă nerăbdare. Și când bate soarele atât de puternic în fereastră, ne mănâncă palmele, nu mai avem nicio pace, nu mai putem sta în casă cu niciun motiv. Trebuie neapărat să ieșim afară și să ne găsim ceva de lucru. Problema este că noaptea încă avem temperaturi foarte scăzute, sub 0 grade, și asta înseamnă că totul îngheață peste noapte. Deci, nu putem să ne ocupăm nici de grădină, să punem ceva în grădină și tot ce mai rămâne de făcut este să facem ce am făcut și până acum, doar că să facem totul afară. Așa că am așteptat mult momentul acesta să ies afară, să am treabă pe afară, să lucrez, să stau, să mă bucur de aerul acesta cald și de razele soarelui atât de bune pentru sănătate, atât psihică cât și fizică. Un lucru foarte neplăcut pentru mine în timpul iernii este faptul că trebuie să întind toate hainele în casă, altfel ele nu se uscă sau, mai ales acum, în perioada, în ultimii ani, iernile nu au mai fost ierni ca altă dată, ci am avut mai multă ploaie decât zăpadă și ori de câte ori întindeam hainele afară, în câteva ore erau mai ude decât le-am pus. Iar pentru a întinde hainele în casă, ai nevoie de mult spațiu. Și întotdeauna este un inconvenient faptul că hainele ce trebuie uscate ocupă foarte, foarte mult spațiu. Mai ales în familiile mai mari și mai ales acolo unde sunt animale și hainele se murdăresc mult mai repede. Așa că e o bucurie în plus faptul că în sfârșit pot să întind hainele pe suportul de afară, le bate vântul, le bate soarele. Sunt lucruri atât de mici, sunt aspecte atât de mărunte, dar care ne aduc o bucurie enormă. Trebuie doar să ne concentrăm atenția, privirea înspre lucrurile pozitive. Nu pare să vrea să stea în picioare. După ce va suge, cam unde 5 minute a ieșit. Ideal ar fi să nu mai fete altul pentru noi. Mai ales că ieduță. Să fie așa surucă. Bravo, Dana! Cum stă? Ce cu ei? Vă duc cu băieții!
Da, ce-ai pupat acolo? Hai să vezi tu ce lăptuc bun îți dau. Lăptuc să-ți revii, să-ți treacă toate boalele. Toate boalele strecam. Gruia, ce-ai pățu, iubitule? Ce-o călcat pretina ta? Ce-ai făcut cu lăptuc? Lasă că trece, să vezi tu ce bine te faci. Ia ți-am eu aici, ia. Ia. Ia ce bun ai. Ia ce bun ai. Ia băiețelule. Hai, dar cu curaj. O, ce-i tocul, ce-i